cât timp? Cred că de vreo 2 săptămâni, 3. De 2 săptămâni? În care dimineața, da. Vai, mă bucur că ai prins linia între timp. Eu. Într-un final. Eu cu noroc, da. Oana din Iași are 29 de ani, ziceam, este norocoasă să prindă linia. Acum hai să trecem la partea serioasă a lucrurilor. Avem 5.000 de euro în studio, facem cumva să ajungă la tine, da? Dar pentru asta trebuie să ne dai un răspuns corect la următoarea întrebare. Oana, pentru 5.000 de euro, ce se aude la Virgin Radio? Cred că este vorba despre două fire conectate cumva la o baterie și în momentul în care se ating, formează un scânteie ceva. Un arc? Da, da. Și cred că este vorba, sper să fie vorba despre acest lucru. Wow! Mă așteptam la un băiat să dea, să se gândească la asta. Da, nu. Foarte tare. Cum ți-a venit ție ideea asta? Păi, eu nu știu, cred că când eram în copilărie făceam chestia asta și... Ah, uite, ești bine, da. Bravo. Da. Mă bucur că ești ok. Oana! Da? Răspunsul tău este... Greșit? Dar nu este răspunsul corect. Și nu mai faceți asta acasă, nici în copilărie, nici în adulție. Tot din Iași, Tiberiu are 30 de ani. Bună dimineața! Bună dimineața! Iașiul e pe treabă. Al doilea telefon de la Iași. Iași și banii. Tiberiu, dacă tot ai venit, Iași și banii, da. Fii atent, din nou zgomotul. Pentru 5.000 de euro, Tiberiu din Iași, ce se aude la Virgin Radio? Sunetul unui disc de vinil pe pick-up la începutul discului. Tiberiu, răspunsul tău este greșit și l-am mai primit. Alina din Bistrița, 23 de ani. Bună dimineața! Alina! Da, la bună! Ne auzi, da? Neața, ne-am speriat un pic așa, pentru o secundă. Ești pregătită pentru concurs? Da, bun, uite zgomotul din nou. Și acum momentul ăla important. Alina, pentru 5.000 de euro, ce se aude la Virgin Radio? Eu zic că este zgomotul de fond produs de o bandă magnetică, poate fi caseta audio sau bandă de magnetofon, produs la început sau la sfârșit. Bandă de magnetofon. Da, sau de caseta audio. Trebuie să alegi. Caseta audio. Caseta audio. Zgomotul pe care îl face o bandă de caseta audio. Alina din Bistrița, răspunsul tău este greșit. A fost ultimul telefon de astăzi. N-am reușit să dăm cei 5.000 de euro, dar mâine dimineață revenim cu concursul la Virgin Radio și spuneam, atenție, putem oricând să dublăm șansele. Rămâneți cu urechile pe noi. Vorbeam mai devreme despre Andreea Remețan, care în ultima vreme a început să spună, inclusiv pe post, că ar vrea să facă și ea concursul ăsta. A început să ridice pretenții, cum s-ar zice. Da, a zis că ar vrea și ea să facă concursul ăsta și trebuie să aflăm exact de ce vrea. Ce s-a întâmplat? O să sunăm pe Andreea Remețan în direct. Așa, da. În 3 minute după Shawn Mendes Treat You Better, să aflăm de ce vrea neapărat să facă concursul ăsta și să vedem în ce măsură o ajutăm. Sau dacă, nu știu, ne gândim noi la o variantă. Eu nu vreau să interesul nostru nu e să o ajutăm pe Andreea Remețan, interesul nostru e să ajutăm oamenii să ia premiul ăsta, că eu nu vin aici la muncă să-i fac felul lui Andreea Remețan, corect? Nu, știu ce zici, doar că dacă ea va face concursul ăsta și banii o să se dea în programul ei, o să ne facă capul calendar. Ne face în ciudă după aia, dar nu știu. Eu am dat banii. O sunăm pe Andreea Remețan în 3 minute și aflăm de ce vrea atât de mult să facă ce se aude în programul ei după amiaza de luni până vineri de la 4 seara. Another chance to play again.